rog să întrebați, mergeți de la stânga la dreapta, să întrebați locurile, să spuneți calificarea și ce anume v-ar interesa în domeniul respectiv. Urmând, ca după liberare, să contactați angajatorul și poate între timp să păstrați legătura, să vă găsiți un loc de muncă, da? Am organizat pentru dumneavoastră o bursă locurilor de muncă în vederea reintegrării sociale. Aveți capacitatea și abilitățile necesare să obțineți locul de muncă respectiv și, sigur, în momentul în care vă veți elibera, e posibil chiar să păstrați legătura cu angajatorii care sunt aici prezenți. Și chiar dacă nu o să întâmple să vă eliberați foarte curând, poate să fie așa ca un exercițiu, pur și simplu să vedeți cam ce doresc angajatorii în momentul de față, cam care sunt cerințele lor, și cam ce puteți dumneavoastră să oferiți? Păi nu știu, mi se pare o chestie bună, zic eu, pentru că noi suntem cam, pot să zic, marginalizați când ieșim în societate și suntem văzuți altfel. Și ar fi o chestie super să ne putem angaja și să putem relua viața normală, să zic așa. Am făcut școala de tinichigiu vopsor auto, dar în penitenciar am mai fost calificat și în alte, și tâmplar, și deci am lucrat mai mult pe perioada detenției. Sunteți de multă vreme în penitenciar? Aproximativ 13 ani. E foarte greu și na, sper să fie de bun augur pentru mine chestia asta. Sper să reușesc, pentru că na, toți ne dorim să avem o viață normală și să fim oameni normali. Nu că n-am fi, dar totuși să ne vadă lumea ca și oameni normali. O acțiune benefică pentru noi care mai avem puțin până să ne eliberăm și ni se dă o șansă să ne găsim de muncă. O să fie grea acomodarea, dar eu am voință și sper să nu fie mari probleme. Să găsesc un loc de muncă și să nu mai ajung în penitenciar. Locuri de muncă avem în planificație. Acum există cel puțin două probleme. Ei sunt foarte dispersați ca și locații. Vin din zone diferite ale țării sau județe apropiate și nu cred că ar putea să facă o navetă. Și al doilea, sunt un pic rupți, să zicem, de realitate. Un pic mai mult, au probabil alte aspirații, mai mari decât, eu știu, decât se oferă, decât se poate oferi pe piață. Domnii cu care am discutat prima oară, deci primii care au venit să ia contact cu mine, erau deja hotărâți să plece în străinătate. Problema știți care este? Sunt o grămadă de locuri, dânsii vorbesc cu noi, e foarte frumos, dar problema, eu cum o văd eu, când ieșim în afară, societatea nu ne vede așa. Ce spune? Societatea spune, domnule, venim de la penitenciar, aceștia sunt hoți sau poate, dar aceștia sunt unii fură, unii nu. Ce se întâmplă? Eu zic că lumea ne vede. Noi în acest penitenciar suntem fiind la semnul deschis, am muncit și de aici în Ploiești, la Baumis, la diferite societăți pe aici și să știți că ne vedeam un pic diferența asta între civilii care erau acolo, noi eram soțiți cu milițiani, mergeam singur și vedeam o diferență între civilii care munceau în acest loc de muncă și noi, adică se fereau de noi când treceam pe lângă dânsii, femeia care era la curățenie, femeia care era la bucătărie, se fereau un pic de noi, adică simțeam teama așa și de asta, dacă oamenii care, societatea, au asemenea față de noi, teama asta față de noi, vă dați seama cum ne vede un angajator. Dacă noi mergem la angajator și spune, domnule, vine la penitenciar, am făcut pix, un an, doi, trei ani, 10 ani, uitați în stadiul meu, 11 ani și jumate executat zi la zi. Și dacă mă luam un angajator și văd și îi spun, domnule, a făcut 11 ani și ce spune acel angajator? Vă spun eu, aoleu, e periculos, a făcut ceva, este rău, cum mă vede pe mine angajatorul? Din cauza că societatea, nu spune eu, s-a întâmplat, am făcut o faptă, nu spune noi, acum ce să facem? Până în momentul ăsta au venit la noi 5 persoane, majoritatea au lucrat deja în domeniul mobilei sau al tâmplăriei, studii sau probarea unei meserii nu prea a avut cu ce să fie făcută. Numai două persoane au un certificat de absolvire a unor cursuri de tâmplari, însă ceilalți sunt calificabili. În măsura în care o instituție poate acorda printr-un program local sau printr-un program european chiar, în măsura în care o instituție poate asigura școlarizarea, pare să că indivizii au
îndemânare și au preocupare pentru meserii de natura tâmplar universal, mecanic pe mașini și așa mai departe. Pentru că nu m-am angajat, pe unde am fost nu m-am angajat. Care a fost motivul? Că am fost, fost deținut. De cât timp ești? De cât timp sunt afară? De 1 și 3 săptămâni. Și ăsta era motivul doar pentru că ai fost în închisoare? Da, singurul motiv. Sunt reticenți când aud așa ceva. Da, sigur. Este greu, dar o lună și 3 săptămâni nu pot să găsesc loc de muncă, nici măcar la forțele de muncă nu mi se oferă o șansă. Și mă gândesc la ceilalți care o să iasă și care nu au familie, cu siguranță o să dea în cap ca să mănânce, că trebuie să mănânce, nu poate să mănânce pietre. Eu am noroc că am familie. Ceva, să pleci afară? Păi deocamdată nu știu bine să merg pe drum, pe 11 ani nu m-a îndrumat nimeni, nu m-a învățat nimeni, nu mă educă nimeni, nu, pe nimeni nu interesează ce facem, ce mâncăm, dacă muncim, dacă câștigăm un ban. Ți se pare schimbată lumea? Da. Se pare schimbată, dar e mai necomunicativă, să zic așa. Că, mai ales când știi, cei care știu că am fost pe unde am fost, nu prea suntem luați în seamă. Se feresc de tine? Da. Se feresc.